15 martie este Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor, pentru că am făcut o tradiție din a invita oameni de la ANPC pe canapeaua noastră. Domnul Paul Anghel, director general la ANPC, este din nou cu noi. Bună dimineața, domnul Anghel! Bună dimineața! Și la mulți ani, pentru că astăzi este Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor, 15 martie. În 1962, președintele american John Fitzgerald Kennedy a proclamat Ziua Drepturilor Consumatorilor, Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor. Că n-am știut. Crezi că e o chestie pe plan local, dar uite că e o chestie pe plan național. Apropo de consumatori, toți suntem consumatori, fie că ne luăm de la chioșcu din colț un pachet de șervețele, fie că, uite, comandăm pe internet într-o eră digitalizată, cum este cea în care trăim. Am primit niște cifre de la ANPC și am rămas, recunosc, surprins. Anul trecut, românii au făcut plăți sau cumpărături de pe net de 1,8 miliarde de euro, aproximativ 5 milioane de euro în fiecare zi. Comenzi online? Da, costurile sunt mult mai mici. Nu mai există regii, nu mai există chirii, nu mai există angajați foarte mulți, vânzători, vânzătoare. Și atunci, probabil că nu mai există nici foarte mult timp liber sau timp pe care să-l petrești la shopping sau la cumpărături. Timpul zboară foarte repede și încercăm să condensăm absolut toate lucrurile pe care le avem de făcut. Și atunci, de ce nu în fața tabletei, a calculatorului sau a telefonului sau a oricărui alt terminal, putem să facem cumpărături foarte, foarte simplu. Piața online a crescut cu 100%, după aia cu 200-300% până la 500% anual. Doar de Black Friday în noiembrie anul trecut, românii au cumpărat produse în valoare de aproximativ 130 de milioane de euro, cu mult peste valoarea de 100 de milioane de euro înregistrată în 2015. Fabulos, o creștere de 30 și ceva la sută într-o singură zi. Au avut probleme cei care au distribuit coletele, ca asta știm. Apropo de comerțul online, e mult mai ușor să-mi revendic drepturile sau să fac o sesizare sau să-mi iau banii înapoi decât în comerțul clasic. Da, asta legislația specifică la cumpărăturile la distanță ne spune că în termen de 14 zile avem dreptul să returnăm produsul fără niciun fel de explicație. Ăsta este un avantaj, de-aia recomandăm și noi consumatorilor să se adreseze online-ului, dar nu în detrimentul cumpărăturilor din magazine tradiționale, pentru că în magazine tradiționale depinde de politica operatorului economic dacă acceptă sau nu înlocuirea produsului sau returnarea sumei plătite pe produsul. De foarte multe ori nu ți se returnează banii, ci ești pus să alegi un alt produs, plus că e o procedură nevoioasă, înțeleg că sunt niște zile care trebuie trecute. Marea majoritate a firmelor serioase, a brandurilor cunoscute, acceptă acele 30 de zile ca cu drept. Dar ce facem dacă site-ul este extern, sau cum se spun, operatorul... Dacă operatorul economic are sediu în Uniunea Europeană, există un centru european al consumatorilor, este un grant la nivelul Comisiei Europene și în România există centrul european al consumatorilor pentru... Tot prin ANPC. Tot prin ANPC, oarecum prin ANPC, dar este independent de către Autoritatea Națională. Dacă nu se rezolvă, vine altă culoare, vine altă mărime. Eu vreau să-l trimit și mi-l returnează tot pe același. Cu siguranță, pot să fac ceva? Cu siguranță puteți să vă adresați fie ANPC-ului, fie Centrului European al Consumatorilor, la nivelul operatorilor economici din Uniunea Europeană. Dacă vorbim de operatori economici din afara Uniunii Europene, acolo s-ar putea să avem o problemă. De aceea ar fi bine să cumpărăm doar de pe site-uri din România sau site-uri care au sediu social în Uniunea Europeană. Mai ușor de verificat. Corect. Discutăm și despre practicile comerciale incorrecte. Este o chestie generică. Ce includeți aici? Este o plajă destul de largă, inclusiv publicitatea înșelătoare, publicitatea agresivă, practici comerciale incorrecte în relația cu consumatorii, în sensul în care, nu știu, se prezintă o ofertă de pachete promoționale și la o verificare punctuală am descoperit că pachetele promoționale au un preț la fel ca la produsele individuale. Da. Cei cu la 4 cumpărate, 2 gratis, intră în aceeași categorie? 1 plus 1 gratis, 2 plus 1 gratis, 3 plus 1 gratis. Dar cine stă să verifice așa ceva? Avem comisar care verifică așa ceva. În 12 lanțuri de hiper și supermarketuri din România a fost desfășurat un control tematic. A scos la iveală că 836 de asemenea promoții erau înșelătoare. 836? Din păcate, 836. Da. Ce înseamnă practică, nu știu, comercială agresivă? Atunci când consumatorul este
după cum îi spune și numele, agresat de ofertă, în sensul în care este sunat, oferta este trimisă prin poștă cu un anumit timing în care trebuie să răspundă. Dacă nu răspunde în timingul respectiv, se prezumă că a acceptat oferta sau... Puteți să sancționați inclusiv aceste lucruri? Dom'le, mă omoară cu telefonele niște unii să tranzacționeze niște burse. Au existat de-a lungul timpului niște practici agresive cu niște cărți care le primeam prin poștă, deși noi nu le comandasem. Și dacă în 3 zile nu le returnam, se considera acceptare tacită și trebuia să avea o clauză, asta deja bineînțeles, abuzivă. Nu mai e... Da. Apropo de practici înșelătoare, care sunt cele interzise, de fapt? Adică aveți o listă de practici interzise în... Există pe site-ul autorității www.anpc.gov.ro practicile comerciale, așa cum sunt ele definite de legea 363/2007, ca practici incorrecte, interzise, publicitate înșelătoare și așa mai departe. Am înțeles. Care sunt cele mai, în perioada asta, până de Paști, deși nu mai avem mult, care sunt cele mai dese sesizări sau care sunt mesajele pe care le primiți mai des acum la ANPC? Din păcate, în piața serviciilor găsim cele mai multe reclamații în momentul de față, fie că vorbim de furnizorii de energie termică, electrică, canalizare, apă și așa mai departe, dar iarăși sunt destul de multe pe piața serviciilor financiar-bancare. Apropo de asta, cum s-a rezolvat partea cu clauzele abuzive? Sunt oameni care mai reclamă lucrurile astea sau ne-au resemnat pur și simplu și semnăm orice? Nu. Există oameni care reclamă, dar există 49 de procese verbale, dacă vorbim de partea financiar-bancară. Există 49 de procese verbale trimise în instanță cu una sau mai multe clauze abuzive. Au fost scanate toate contractele de credit ale tuturor operatorilor economici și financiar-bancari. Așteptăm instanțele judecătorești să ne spună dacă clauzele respective sunt sau nu abuzive. Sunt sau nu clauze abuzive, da. Abuzive, înșelătoare. Sunt multe de discutat. Important este, din întâlnirile noastre, vă spuneam de atâtea alte dăți, important este că am stabilit că putem să ne cerem drepturile și că nimeni nu ne ia în nume de rău, că atunci când dăm un bănuț pentru că este muncit de noi, trebuie să știm unde îl dăm și mai ales să fim mulțumiți de serviciul oferit. Nu vă sfiți să reclamați, faceți-o la modul elegant. Uite, anpc.ro este site-ul ce vă stă la dispoziție. Acolo găsiți și un număr al consumatorului unde puteți suna. E chiar sus, 021 9551. În cazul în care vreți să faceți mai mult decât să intrați într-un magazin să vă certați cu o vânzătoare, că ea e acolo în postură de, nu știu, operator-calculator, ca pe vremuri. Multe nu poate să vă ofere. Alții sunt cei care ar trebui, nu neapărat trași la răspundere, ci obligați cumva să dea o explicație. În momentul în care ajungem să le cerem drepturile, deja suntem mult mai câștigați. Mulțumim tare mult, domnul Paul Anghel, director general la ANPC. La mulți ani, că până la urmă, director sau nu la ANPC, tot consumator pe piața liberă este. Am o